Vă salut, prieteni, revin cu vlogul de azi. După ce am stârnit așa reacții a ultimile două intervenții, care am vorbit un pic de meritul sportiv, de Dinamo, mă bucură că sunt suporter ai echipei Dinamo și își apără cauza, că până la urmă, bă, asta e, dacă ții cu o echipă, te duci cu ea până la capăt. Bă, dar când dragostea asta pentru culori, pasiunea pentru ceva, nu știu, din dorința de a apărea, poate unii mai deștepți decât sunt, bă, când asta se transformă în prostie sau se transformă în jigniri sau un fanatism, asta nu duce nicăieri, că n-a ajutat cu nimic echipa aia. Adică dacă înjurați, dacă vă dați cu capul de pereți, dacă mai bine ați ajutat-o echipa, să vă faceți carduri de alea de 1000 de euro în programul doar Dinamo București, să mergeți la stadion, că înainte de pandemie, când se juca în Ștefan cel Mare, vă duceați 200-300 de inși. Acum 200 a scris mesaje, adică mai mulți decât ați fost la stadion, v-ați gândit marea majoritate să înjurați. Normal, și este foarte corect și normal, să amintesc și de oamenii civilizați. Oamenii care au scris civilizat și au expus punctul de vedere, din punctul lor de vedere, li se pare ok că Dinamo rămâne în prima divizie și marea majoritate a argumentelor sunt, a părerilor, că Dinamo a meritat să rămână pentru că avea meciuri mai puțin. Nu știu dacă e un criteriu de departajare ăsta, că domne, mai juca și făcea puncte, că am explicat, nu mai explic. Mulți nu vor să înțeleagă, unii nu înțeleg, săracii, că nu pot, alții, cum am spus, din prea multă dragoste, poate. Dar sunt părerile voastre și trebuie respectate, atâta timp cât sunt într-o notă civilizată. Câțiva, ca să nu vă mai enervați nici voi, nici eu, i-am blocat puțin așa ca să înjure în altă parte. Dacă tot vorbim civilizat, să o facem până la capăt. Referitor că la ideile voastre sau la ideea voastră că, domne, se vede răutatea când vorbești de Dinamo, domne, cum gândești? Bă, eu am spus părerea mea. Fotbalul nu e știință exactă. Eu înțeleg că ați explicat voi cu, domne, dacă facem media punctelor, dacă facem media meciurilor. Bă, păi așa s-ar juca 5 meciuri. S-ar juca 5 meciuri și după aia facem media. Și alelalte nu le mai jucăm, că e pandemie. Și să facem media la alea 5 meciuri și aia e campioana, aia nu retrogradează, aia urcă, aia coboară și așa mai departe. La fotbal se poate întâmpla orice, dar e și frumos fotbalul ăsta. Nu e cu medii, cu teoria lui Pitagora, cu radical, înmulțit, împărțit. Păi să luăm și coeficientul atunci ca să fie siguri ăștia care nu înțeleg, că n-are rost să băgăm pe toți într-o oală, nu? Hai să luăm de la din anii 80-90, când Dinamo avea echipă bună, chiar și în anii 2000 cu Borcea, și să facem media de atunci. Atunci sigur e în alea primele 6 și poate joacă și în cupele europene. Eu am vorbit strict de anul ăsta. Și că nu poți să vorbești de merit când nu joci. Ce e greu așa de priceput? Bă, meritul e ce ai jucat. Că n-ai jucat meciurile alea e cu tot o altă discuție. Și urmări și ultimul interviu al lui Hagi, care a fost ieri pe Dolce Sport, și vedeți ce spune și Hagi. Nu ne trebuia lăsați toți să joace. Să joace. Ăla e meritul sportiv. Când joci. Când nu joci, nu e merit. Nu e nimic, e că nu joci.
Iar referitor la alte idei că domne, Dinamo au fost tratați altfel, jucătorii lui Dinamo sau clubul Dinamo. Păi spuneți-mi voi al club unde s-au îmbolnăvit 20 de jucători. Dacă Dinamo a fost tratat altfel. N-a fost la niciun club, nu? Și atunci, că tot încerca să-mi explicați că am eu ceva cu Dinamo. Bă, n-am nimic. Ce să am cu Dinamo? Păi eu din contră, eu am un respect pentru Dinamo. Și o să vă spun și de ce. Acum o să mă înjure ceilalți. Care îmi spun, domne, tu nu ești rapidist, că vorbești cu steliști, vorbești cu dinamoviști. Bă, în primul rând vorbesc cu cine vreau eu. Cu cine vreau eu, cu ăla vorbesc. Cu foști colegi, cu foști adversari. Cu... Și pe mine nu mă interesează la ce echipă au jucat. Dacă oamenii au ceva de spus, sunt oameni care au făcut ceva în fotbalul ăsta, vorbesc cu ei, indiferent la ce echipă au jucat. Am fost adversari, asta nu înseamnă că nu putem fi oameni și dialoga civilizat. Asta referitor ce îmi spun unii, tot așa unii, suporteri rapidiști, du-te bă, de aici te dai tu rapidiști, eu nu mă dau rapidist, eu sunt, nu mă dau. De vorbit pe canalul ăsta, vorbesc cu cine vreau eu. Că aici e canalul Robert Niță. Dacă nu vă place, nu vă uitați. Asta nu înseamnă că dacă vorbesc cu Gianni Chiriță, sunt dinamovist. Sau dacă vorbesc cu Goian, sunt stelist. Nu. Invit persoane care cred eu că au ceva de spus și vorbesc cu ei. Asta nu are absolut nicio legătură cu ce echipă simpatizez eu sau cum mă simt sau cum sunt. Și cu atât mai puțin ar trebui să vă intereseze pe voi. Asta e cu Dinamo. Dacă nu era Dinamo, Robert Niță nu era așa cunoscut. Cum să n-am eu respect pentru Dinamo? Păi sunt finii mei. Finii. Pe unde am prins i-am nășit. Cu Suceava au trecut 20 de ani, s-au împlinit anul ăsta și încă se vorbește. Cu Rapidu în Supercupă. Gol de aur, Nașu a marcat, cu Dinamo 3-1 în Giulești, gol de 2-1, pasă de gol 3-1, păi cum să vorbesc eu urât de Dinamo? Păi dacă nu era Dinamo, poate jucam și acum la Suceava. Așa că eu am respect pentru Dinamo, am vorbit frumos de Dinamo, nu am jignit. Nu mai luați voi foc atâta cu meritul sportiv și cu cum îl înjura și pe Bălănescu. Păi dacă nu era Bălănescu, jucați cu Rapid la anul. Și citiți articolele din ziar, încercați să fiți realiști. Nu a zis nimeni de pomană, de milogeală, de... Nu, eu nu am vorbit despre lucrurile astea. Dacă mă confundați, treaba voastră. Eu am vorbit despre faptul că în momentul când s-a înghețat campionatul, Dinamo era acolo. Că s-a schimbat regulamentul, că așa s-a decis, asta e. S-a schimbat, s-a decis și cu asta basta. Vă mai zic unii, domne, nu retrograda că s-au făcut 16 echipe. Păi s-au făcut acum câteva zile. Dacă rămâneau 14, nu se întâmpla să mai joace la anul. Nu e vina nimănui. Că la Dinamo s-au îmbolnăvit toți. Nu e vina nimănui. Îmi scriu unii, domne, gândește-te că te duci acasă și soția lucrează, mama muncește, socru să duce la Bucurobor să mănânce mici și ia coronavirus și ia COVID și l-a duce acasă. Păi de ce nu stați în canton? De ce n-a stat în cantonament la Săftica? Cum au stat alte echipe? Și atunci poate nu se întâmpla, nu? Hai că ghinion e 1, sunt 2, 3, 5, bă la 18, ăsta tot ghinion e? Acum o să veniți ăștia care știți, să ziceți că au dormit că acolo la Săftica e unitate militară, dacă nu mă înșel. Și au dormit toți într-o cameră, poate cu paturi de-alea supraetajate. Nu, prietenii mei! Bine că a rămas să-și facă echipă pentru la anul, că cu echipa care o are acum, cred că nu se mai întâmplă să termine
mai sus de locul 13, că la anul vor fi 16, deci va fi tot acolo. Și în rest, ajutați echipa, cumpărați acum, a lansat bordul lui doar Dinamo București. Abonamente virtuale pentru sezonul viitor. Sau dacă se deschide stadionul, o să aibă acces publicul, să mergeți la meci. Primiți cadou, tricou, la 3 milioane și ceva, un tricou, numai tricou face 2 milioane și ceva. Și autograf al unui jucător care îl alegeți voi, sau a unei glorii dinamoviste. Cumpărați asta, ajutați echipa, că spaniolii nu cred eu că mai vin. Cu spaniolii e ca în serialul ăla, nu știu dacă mai e, tânăr și neliniștit. Dar s-a filmat vreo 20 de ani. Așa o să fie cu spaniolii ăștia. Ba vin, ba nu vin, ba au venit, ba au plecat. Au venit, au făcut 5 poți, au vizitat Casa Poporului, cred că au fost în vacanță. Și au plecat înapoi. Deci, repet, concluzia. N-am nimic cu Dinamo. Chiar sunt recunoscător lui Dinamo, o spune un rapidist, care vorbește cu cine vrea el, și respect clubul Dinamo. Mi-am spus părerea. Ca să ai un merit, trebuie să faci un lucru, nu să stai acasă. Că dacă stai acasă, n-ai niciun merit, decât că dormi, dacă te ia somnul și visezi la Champions League. Ăsta e meritul. În rest, am vorbit cu Gianni Chiriță. Păi, Gianni Chiriță nu e dinamovist? Ce trebuia, să ne înjurăm? Să ne, băgamea, să-ți fac, să drink, să... Nu, a vorbit omul civilizat, frumos, jos pălăria. Domnul Tararache, domnul Elias. I-am sunat frumos, m-am prezentat, civilizați oamenii, foarte frumos. Domnul ministru Gerea, membru în bordul doar Dinamo București. Frumos omul, elegant, frumos, civilizat. Mi-au spus oamenii după ce am publicat, domne, pare în titlu, uite că sunt niște reacții din partea suporterilor, că pare un titlu că nu știu ce pare, că ai scris că de bandadă sau cea. Te rugăm frumos, se poate modifica? Sigur, domnii mei, dacă s-a creat o confuzie la ceea ce a spus domnul Gerea, nicio problemă, schimbăm titlu. Bă, oameni civilizați, frumos, dinamoviști, de marcă. Reprezentativi, oameni cu capul pe umeri. Hai să terminăm cu bălăcărelile astea și cu aia, că nu ajutați echipa. Acum o să vă povestesc ca să vă mai liniștiți un pic așa, să mă mai calmez și eu, că m-ați enervat rău cu mesajele alea. Mi-a scris chiar un om, uite că înainte să încep povestea o să vă spun, un pic mai devreme am citit, un domn din Cluj, Ciprian, cred că se cheamă, și spune omul civilizat, domne, zice, uite, îmi las și numele, sunt din Cluj, sunt suporte dinamovist, astea sunt părerile mele. Bravo, domnul Ciprian, ți le respect, ți-am și scris acolo, ți-am răspuns, mai pe scurt, așa. Acum, ca să mă înjurați mai puțin, o să vă povestesc în două rânduri cum era să ajung la Dinamo. Și poate acum erați voi aia care mă aplaudați și nu. Și mă înjura oia din partea elaltă. Cum s-a întâmplat de fapt și cu Dănciulescu, cu simbolul vostru al dinamoviștilor când a venit de la Steaua. Eu prima oară era să ajung la Dinamo când era în conducerea echipei, era Cristi Borcea. Nu mai mi-aduc aminte ce funcție avea. Cu siguranță nu era printre acționari, nu, era la Dinamo. Aveam 17 ani, 18 ani, terminasem junioratul la Steaua, mă dădea Steaua împrumut, divizia B, divizia C, aveam un prieten, un foarte bun prieten, care lucra la un magazin al corpului diplomatic, un duty free. Era prin anii 90 și... 5, cred, 9, 6, undeva pe aici. Normal, Cristi Borcea fiind la Dinamo, un alt anturaj, se ducea și își mai procura anumite produse de la magazinul ăsta, Duty Free, unde lucra prietenul meu. Din vorbă în vorbă, domne, știi că am și eu un prieten care joacă fotbal,
joacă bine, ăla necunoscător omul. Zice, da, uite, e tânăr, joacă pe la divizia B, pe la divizia C. Borcea, mergând acolo și fiind prieten foarte bun cu patronul de acolo, nu l-a refuzat. Du-te, mă, cu trompeta ta de aici, că avem noi la Dinamo, nu? I-a zis, dom'le, uite, îți las numărul meu de telefon, nu știu, vorbim, să-și pregătească băiatul o casetă video de așa de prezentare ca să vedem despre ce este vorba. Bă, cert este că după vreo săptămână, după ce a vorbit prietenul meu cu domnul Cristi Borcea, ne-a invitat la el acasă, domnul Borcea. M-a sunat ăsta, bă, uite, ai pregătit caseta, tot era cu, nu era cu DVD-uri, casetă video. Zic, da, cum, am o casetă de prezentare, aveam făcută. Zice, păi hai că uite, mâine dimineață la 11, la 11, ne așteaptă la el, acasă. Bă, dați seama, am luat caseta, m-am întâlnit cu ăsta, am mers cu mașina lui, undeva spre un OMV, cred că era, sau nu știu, treceai de stadionul Dinamo și după ce ieșeai din pasajul de la Bucurobor, făceai stânga undeva spre Pantelimon și aproape de, e un McDonald's acolo în intersecție și o benzinărie, nu știu ce mai e acum, dacă e OMV, Petrom, nu știu, OMV, cred că e, sau Mall, unde să face dreapta de ieși și intri spre Arena Națională, un acces spre, o poartă de acces spre Arena Națională, acolo, ultimile blocuri, undeva pe partea dreaptă. Am mers acolo, am urcat la domnul Borcea acasă, super civilizat omul, luați loc, ia zi copile, ce joci, pe unde ai jucat, ce ai făcut, ai adus caseta, zic, da, uitați aici caseta, mi-aduc aminte că ne-a invitat în sufragerie, fiind duminică dimineață, ne-a întrebat dacă avem o cafea și mi-aduc aminte că la bucătărie nu avea perete de beton. Probabil spărsese peretele ăla de beton și făcuse din termopan un perete din geam, așa, cu ușă glisantă. Și de unde stăteam noi pe niște fotoli așa cu o măsuță, să vedeam bucătărie. Era doamna Mihaela în bucătărie, găteam. Au băut ei câte o cafea, mie mi-a dat un pahar de apă, nu beam cafea pe vremea aia, și m-a întrebat omul, domne, ce joci, cum joci, lasă caseta aici să o vedem. Super civilizat omul, super primitor. Ulterior, după ce am ajuns și eu să joc la Rapid, mi-a zis, și cred că dacă nu mă înșel, mi-a zis chiar după meciul de Supercupă, când Dinamo, cred că au vrut să sărbătorească, pe 23 august, au vrut să sărbătorească câștigarea campionatului și câștigarea Supercupei. Au venit vopsiți în cap, au venit, nu știu, cred că erau Mihalcea sau Niculae, nu știu, câțiva jucători care jucau în străinătate, au venit și ei invitați la tribuna oficială, s-au vopsit jumate de cap alb, jumate roșu. Din păcate, pentru ei am câștigat noi, Rapid, și le-am stricat un pic sărbătoarea, adică le-am stricat-o de tot. Dacă nu mă înșel, după meciul ăsta mi-a zis, pe gazon, bă, zice, dacă te luam eu la Dinamo, domnul Borcea, asta e, ce să facem? Așa să scrie istoria. Cert e că nu s-a concretizat nimic, după un timp, ajunge Tică Dănilescu, domnul Constantin Dănilescu la Dinamo. Eu eram jucător sub contract cu Steaua, de la juniori, semnasem o prelungire de contract, mă duc într-o zi la Liga Profesionistă de Fotbal, mi-a spus cineva, ca de obicei, ca să afli niște lucruri, cea mai importantă este informația. Și m-a sunat cineva de la Liga Profesionistă de Fotbal. Fusesem împrumutat un an de zile la Oțelul Galați. Debutasem în prima divizie, jucam la Galați. Și mă sună cineva de la Liga Profesionistă de Fotbal
Și se prezintă omul, zice, bă, zice, uite, aș vrea să vorbesc cu tine. Zic, da, sigur că da. Ce, când ai putea? Zic, când puteți și dumneavoastră îmi spuneți. M-am întâlnit în după amiaza respectivă cu persoana și îmi spune, bă, zice, vezi că tu n-ai contract cu Steaua. Tu ai avut un contract care în vară acum s-a terminat. Era anul, sezonul 98-99, dacă nu mă înșel. Terminasem împrumutul la Oțelul Galați, trebuia să mă întorc la Steaua. Și îmi zice omul, bă, nu mai ai contract. Ce, ai terminat împrumutul la Galați și nu mai ai contract cu Steaua. Ce, vezi că ești liber de contract, zice, poți să te miști mai ușor. Ce, cu o grilă, era atunci, nu era cu jucători liberi, dacă nu mă înșel, când terminai contractul, să plăteau o grilă la echipa care te-a format. Dacă era echipă de primă divizie, să plăteau 6.000 de euro. Dacă era de divizia B, 4.000, divizia C, 2.000. Deci te duceai oriunde și echipa aia plătea Stelei, da, 6.000. Acum vă dați seama, informație super importantă. Îi mulțumesc omului pentru informație. A doua zi dimineață mă sună Tică Dănilescu. Domnul Dănilescu era la Dinamo. Ce faci, piticule? Ce, cunoscându-mă de copil, fiind coleg cu băiatul lui, cu Cătălin, la juniorii Stelei, la grupa antrenată de Laios Ludovic Sădmăreanu, mă sună, ce faci, piticule? Ce, zic, ce să fac? Bine, ce, bă, ești în București? Zic, da. Vreau să vorbesc cu tine, zice, poți? Zic, da, zic, nu acum, dar în cursul zilei de astăzi, zic, pot. Bă, că trebuie să plec nu știu unde, zice, fă și tu tot posibilul să ajungi într-o oră, o oră jumate la stadion, la Dinamo. Zic, ok. Nu eram așa cunoscut pentru suporterii Dinamo Vișa. Acum, dacă m-ar invita cineva la stadion, la Dinamo, sau în față, la discobol, sau... Aș evita să mă duc ca să nu, mai ales că eu de multe ori țin și post, să n-am foarte multă carne stocată în congelator. Mai am terminat ce aveam de făcut, m-am dus, am prins loc de parcare în fața acolo, în fața stadionului. Am urcat, am urcat scările alea la birouri acolo. Am întrebat, zic, era un domn la poartă acolo, zic, nu vă supărați, la domnul Dănilescu, zice, urcați, etajul 1, 2, nu mai știu, urcați, zice, dreapta când ajungeți, ok. M-am dus acolo, am întrebat, a ieșit Neatică, hai bă să dăm o tură pe aici, m-am luat după o gât, așa, am ieșit afară, zice, bă, am auzit că nu mai ai contract, că n-ai vrea să vii la Dinamo, zic, Neatică, nu știu, trebuie să discutăm, zic, să văd care e într-adevăr situația cu echipa de care am aparținut, dar sunt, zic, un pic așa, zic, nu știu ce să vă zic, că nu e nimic clar, nu e, n-am idee. Eu știind că urma să vină Meme Stoica care era la Galați, să vină să vorbească cu cei de la Steaua, să mă ia definitiv la Oțelul sau să mai prelungească cu un an de zile împrumutul la Oțelul. Acum, normal că vroiam la Galați. Cunoșteam echipa, îi cunoșteam pe băieți, jucam. Bă, zic, ce să schimb echipa, să îl știam pe Meme, aveam încredere în Meme, super corect omul cu mine. Zic, Neatică, să vedem, să... Zice, bă, dacă ai venit Neatică, om cu experiență, om, ca să-mi forțeze puțin mâna, eu, tânăr, tântălău, prostălău, zice, haide, bă, zice, dacă tot ai venit și aia, hai să faci o mișcare, să... Aici, m-a adus în vestiar, mi-a dat aia de acolo o pereche de Adidas și un short, un tricou, ca să vedeți și soarta că... Am făcut câteva ture pe la Ștefan cel Mare pe acolo, pe unde am făcut istorie după aceea, fără falsă modestie. Și m-a luat Neatică, echipa era la antrenament, începuse era antrenamentul, că eu am ajuns mai târziu,
prin spate pe acolo pe la o sală de judo, de o sală, cu tatăl lui Marius Nicolae. Nici nu mai știu cine era antrenor, dar ei lucrau cu tata lui Marius Nicolae acolo, cu sensei. M-a dus neatic acolo, zice, uite, băieții se antrenează, să aia, ce, dar nu, că nu poți să... Ce, dacă o fi să vii și aia, salut, salut, zice, hai înapoi la pe pista de atletism, zice, și îți faci și tu o alergare, aia, ce, pe urmă îți faci un duș și vedem. Eu dobitoc, neștiind cam cum merg lucrurile, am acceptat. Am îmbrăcat frumos cu tricoul lui Dinamo, cu shortul lui Dinamo, am alergat vreo jumătate de oră pe pistă pe acolo, m-am dus cu urmă, am lăsat frumos echipamentul, mi-am făcut duș, neatică plecase între timp, bă, te sun, ținem legătura, zice, bă, gata, zice, vedem cum facem să te luăm. Bine, bine, neatică, zic, ok. Bineînțeles că s-a auzit imediat, a apărut și a doua zi în ziar, Robert Niță spre Dinamo, jucător sub contract cu Steaua, a apărut și contractul până după amiază, era contractul deja la Liga Profesionistă de Fotbal înregistrat, încă 3 ani. Meme Stoica, când a văzut că m-am dus la Dinamo, s-a supărat și n-a mai vrut să discute nimic cu cei de la Steaua, nici de împrumut, nici să mă ia definitiv. Ce faci, bă, tu ai aflat? Că m-a sunat să mă întrebe ce s-a întâmplat, i-am povestit și mi-a zis bine. Și a fost atât de bine că n-a mai vrut să colaborăm. Bineînțeles, după un timp ne-am întâlnit, am vorbit, el a înțeles situația, i-am explicat încă o dată și asta a fost. Așa erau vremurile, din păcate. Mai apăreau contracte, mai erau ținute deoparte așa să vadă dacă confirmă jucătorul sau nu. Dacă confirma, să depunea contractul la ligă, dacă nu, îl dădea pe cel dădea să scape de el. Și asta a fost interacțiunile mele în direct, așa, în cele două dăți. Prima oară cu Cristi, cu domnul Borcea, Cristi Borcea, și a doua oară cu Neatică Dănilescu, când aș fi putut să ajung la Dinamo. Iată că, privind acum în urmă, a fost mai bine că nu am ajuns la Dinamo, am ajuns unde mi-am dorit, la Rapid, și am făcut istorie contra lui Dinamo, atât cu Rapidul cât și cu Suceava. Așa că aștept reacțiile voastre. Acum o să vină reacții din toate părțile. Unii o să zică ai mei, ai vrut să te duci la Dinamo, să facem, să dregem, să vă, trădătorule. Ăștia alți o să zică că meritul sportiv și rapidistule. Da, asta e. Fiecare cu părerea lui până la urmă, nu? Eu ce să vă zic? Vă mulțumesc că ați mai ascultat încă o zi poveștile mele. Vă doresc sănătate în primul rând și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă vă va vedea cineva.